completarea C1, proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor care încep în luna martie-aprilie 2022. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnul Timofciuc. Fac doar o mică, imediat vă dau, există și un amendament. Se completează anexa 1 cu proiect C1 a ședinței ordinare Consiliului Local din data de 28 februarie privind calendarul evenimentelor care încep în lunile martie-aprilie cu evenimentul Iași Capitala Consumatorilor din România, care urmează a se desfășura în perioada martie-august 2022. Se suplimentează cu 35.000 de lei la capitolul alte cheltuieli, evenimente organizate în municipiul Iași. Vă rog, domnul Timofciuc. Da. Mulțumesc. Printre evenimentele ce se doresc a fi finanțat, este și unul care face referire la un parteneriat între Primăria Municipiului Iași și Asociația Casta Morele. După cum bine știți, în spațiul public au fost mai multe discuții cu privire la faptul că este la punctul 13 din lista de evenimente. În spațiu public a apărut informația și o confirmare oficială că DICOT a pornit o investigație în privința uneia dintre fondatorii acestei asociații, Casta Morele, în urma unor dezvăluiri făcute de către ziarul Libertatea. Acest ziar a publicat mărturii din partea unor tinere care susțin că au fost abuzate sexual și psihologic de Morel Bodea, fondatorul acestei asociații. Și având aceste informații, nu consider oportun să continuăm finanțarea acestei asociații și în acest sens vă propun retragerea din lista de evenimente a acestui parteneriat. Alte intervenții, dacă mai sunt pe marginea acestui. Domn primar? Din aceleași surse de informații și noi ne-am informat dacă între Asociația Casta Morele și ce scrie în articol din Libertatea este o legătură foarte strânsă. Eu știu doar că a ajuns la ediția a 11-a. Este, să spunem, un eveniment tradițional care se petrece de foarte multă vreme și nu suntem singurii parteneri. Știu că au fost de fiecare dată și în parteneriat cu Casa Studenților, cu alte instituții și la nivel național și la nivel internațional. Deci s-au petrecut multe lucruri acolo. Dar în maniera în care aveți votul suveran, cum considerați? Domnul Cruceanu. Da, mulțumesc mult. Punctual, nici noi nu o să susținem, nici grupul Partidului Social Democrat venim cu aceeași rugăminte de a se retrage această finanțare. Dacă în trecut a existat un parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților, în ultima perioadă nu a mai existat sau în ultimii ani nu a mai existat și, cum să zic, nu pune nimeni la îndoială, să zic, poate bunăvoința celor din această asociație, dar întrucât au existat în spațiu public anumite speculații și dacă colegul Timofciuc spune cu atât mai mult că există un dosar pe această speță, eu aș propune să retragem această finanțare. Dacă doriți, puteți să faceți un proiect separat în care grupul Partidului Național Liberal vrea să voteze, nu are decât să voteze. I-am cerut să aducă și Doriți să amânăm dezbaterea și votul pe acest proiect astfel încât să vină și cu această solicitare? După care revenim? Sunteți de acord? Sunteți de acord? Bun. Mulțumesc mult de tot. Revenim la proiectul C1, cel cu privire la finanțarea, proiectul de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor care încep în lunile martie-aprilie 2022. Doriți să interveniți, domnul primar? Nu, l-aș lăsa pe corect, pentru că i-am solicitat să aducă cererea originală
Pentru că așa mi-aminteam și eu că acest proiect a fost introdus într-o desfășurare de proiecte cu finanțare europeană și face parte dintr-un șir de proiecte pe care le finanțează Europa Creativă, acesta fiind unul dintre ele. Vă rog să prezentați noastră. Bună ziua! După cum spunea și domnul primar, Festivalul Industriilor Creative, respectiv Gala Industriilor Creative, este un eveniment care are o vechime în orașul nostru, fiind organizat încă din anul 2015. Este un proiect finanțat de către Programul Europa Creativă al Comisiei Europene 2014-2020, municipiul Iași urmând a asigura o mică parte din acest buget, diferența urmând fie asigurată de la sponsori și din cofinanțarea europeană. Este un proiect cu tradiție care consider că aduce vizibilitate orașului nostru, coagulând deopotrivă industriile creative, teatru și arta audiovizualului. De asemenea, scandalurile care au fost în presă bănuiesc că nu trebuie confundate cu un proiect care aduce vizibilitate pentru orașul nostru, mai mult decât atât, municipiul finanțând și fiind partener an de rând în acest proiect. Din păcate nu am un Cosmis, dar vă confirm că este un program finanțat din programul Europa Creativă al Comisiei Europene. Mulțumesc mult de tot. Alte intervenții, vă rog, domnul Timofciu. Da, ne menținem punctul de vedere că decent ar fi ca acest proiect să fie retras, mai ales până când se rezolvă situația cu privire la fondatorul acestei asociații. Mai erau niște propuneri venite din partea mai multor colegi și nu le regăsesc în lista de evenimente, și anume acțiuni pentru premierea cadrelor didactice care au obținut rezultate notabile în anul trecut și premierea cadrelor didactice care urmează să iasă la pensie. Erau două acțiuni care au fost bugetate și anul trecut, nu s-au cheltuit banii, s-au discutat că vor fi reluate anul acesta și nu le-am văzut pe lista de proiecte ce urmează a fi finanțate. Mulțumesc mult de tot. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog, domnul Bostan. Pentru că sunt îngrijorări la astea legate și care sunt justificate, eu aș vrea să o clarificăm în acest proiect. Aplicantul are în structura de conducere sau în cea operativă sau chiar și în cea onorifică persoana respectivă care îi deranjează proiectul, atunci e de înțeles că altfel nu putem sancționăm totuși o entitate care are un istoric bun și care a avut niște proiecte de succes din cauza unei persoane. Deci dacă s-a schimbat structura de conducere... Avem actul constitutiv sau un alt document care vorbește despre această asociație-fundație? Faptul că e membru fondatorilor, dacă nu e implicat în decizii la momentul ăsta până la urmă și nu reprezintă asociația, nu cred că e o problemă. Da, cred că nici membru fondator. Adresa înaintată prin care solicită sprijinul este semnată de președintele executiv, care este doamna Ana Hriscu, sub nicio formă de persoană de care faceți dumneavoastră vorbire, domnul consilier. Am înțeles. Alte intervenții? Bun, deci sunt două chestiuni. Una ar putea fi transpusă în amendament retragerea de pe lista de evenimente ce urmează finanțate de către municipalitate a celui de la poziția 13 din anexa de la proiect de hotărâre. Și a doua era mai mult o întrebare cu privire la organizarea evenimentelor de premiere a cadrului didactice. Deci puteți spune la vot amendament. De la C1, nu? De la C1. Domnul Anastasiei, vă rog, dacă vorbiți la microfon, să auzim. Nu? Bun. În cazul acesta, dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot în primul rând amendamentul C1 privind
completarea anexei 1 proiect C1 a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28 februarie 2022 privind calendarul evenimentelor care încep în lunile martie-aprilie 2022 cu evenimentul Iași, capitala consumatorilor din România, care urmează să se desfășura în perioada martie-august 2022. Se suplimentează cu 35.000 de lei acest capitol, alte evenimente publice organizate de municipiul Iași. Înțeleg, domnul Timoșiu, că dumneavoastră doreați să faceți un amendament la acest amendament? Nu înțelege. Da, domn președinte. Domnul Timofciuc, păi mai devreme m-am adresat direct către dumneavoastră, dar erați prea ocupat să discutați cu domnul Nicolau, de aceea, domnul Nicolau, îmi cer scuze că n-am fost atent la, la neatenția dumneavoastră. Vă întrebam dacă doriți să amendați acest amendament în sensul retragerii, eliminării proiectului numărul 13 din anexa 1. Sau nu doriți? Da. Păi asta era amendamentul, da. Domnul Timofciu, câteodată exprimarea dumneavoastră pentru mine este un pic confusă și de aceea doresc să clarific astfel încât toți colegii din Consiliul Local. Asta este de la dumneavoastră, domnul președinte. Noi am înțeles domnul Nicolau, cu tot respectul. Ce, nu înțeleg atitudinea dumneavoastră? Acum sunteți victimă? Domnul Jurabe, vă rog. Domnul Timofciuc. Deci atâta timp cât nu sunteți atenți, vă spuneam, vă rugam să confirmați ceea ce solicitam. Confirmați solicitat, fiindcă exprimarea dumneavoastră a fost de suficient de lungă și astfel vreau ca să supun un amendament, trebuie să fie clar exprimat. De aceea, având în vedere faptul că nu ați confirmat sau infirmat, de aceea am revenit către dumneavoastră cu rugămintea să ne specificați. Dar îmi cer scuze că am fost insistent astfel încât să înțelegem ceea ce doreați dumneavoastră de fapt. Promit că nu o să se mai întâmple niciodată cât o să fiu președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Penultimul punct pe ordine de zi, văd că trezește așa o dezbatere aprinsă. Eu mă gândesc că câțiva oameni din această sală, consilieri locali, au și participat la diverse activități a celor de la Casta Morelii, a Asociației Casta Morelii chiar de curând. Și mă gândesc că poate, am stat și m-am gândit 15 minute cât au avut loc dezbaterile, dacă se iau cuvântul, dar îmi dau seama că nu știu dacă aș vrea să pedepsesc o întreagă asociație pentru un presupus conflict al unui membru de acolo, dacă el există. Nici nu știm dacă există sau nu. Totuși, cred că ar trebui să gestionăm mai bine în mintea noastră astfel de lucruri, mai ales că este un proiect cu tradiție. Mă gândesc că ar trebui să dăm o șansă ca el să continue. Este și finanțat din bani europeni. Ar trebui ca, într-un fel sau altul, să avem o verificare foarte strictă a cum sunt cheltuiți banii pe care Consiliul Local îi dă asociației respective și dacă simțim că ceva este în neregulă acolo, să putem să luăm și măsuri. Cel puțin aceasta este părerea mea. Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu sunt alte intervenții, mai doreați, domnul Timofciuc, să interveniți? Nu. Mulțumesc. Domnul Cruceanu, doriți să interveniți? Nu, să punem la vot amendamentul colegului Timofciu.
Există un singur lucru, domnul Cruceanu, ceea ce am subliniat de la bun început, tocmai asta, îl rugam pe domnul Timofciuc să facă amendament la amendament, fiindcă amendament de, fond nu se poate. Tocmai de aceea mă adresam dumneavoastră ca amendamentul dumneavoastră să prevadă faptul că se modifică amendamentul deja dezbătut. Fiindcă dacă îmi spuneți că veniți cu un nou amendament, nu o să-l pot supune la vot. De aceea mă adresam, dacă doriți, și îmi cer scuze că am fost insistent pentru a vă oferi această soluție, să amendați amendamentul privind includerea pe listă, amendament dezbătut, votat de includere, și acest amendament dumneavoastră să-l amendați în sensul să fie includerea acestui proiect și retragerea proiectului 13. De aceea am fost insistent. Amendamentul dumneavoastră exclusiv pentru retragere nu poate fi supus dezbaterii. Da? Din lipsă de respect pentru colegul dumneavoastră am insistat. Vă rog. Da, am înțeles acum ce spuneți. Atunci amendez amendamentul cu retragerea evenimentului de la poziția 13 din anexa proiectului de hotărâre. Cu permisiunea dumneavoastră pot să sintetizez și să supun la vot. Introducerea în anexa 1 a proiectului Iași Capitala Consumatorilor din România și punctului 13 din anexă privind proiectul, să-i dau citire să nu... Deci, eliminarea din anexa numărul 1, calendarul evenimentului care începe în lunile martie-aprilie 2022, a punctului 13, Festivalul Industriilor Creative. Cine este pentru? Zece voturi pentru. Cine se abține? 11, 12, 13 voturi se abțin. Acest amendament a fost coamendat, a fost respins. Supun la vot amendamentul C1 privind doar includerea în listă a evenimentului Iași Capitala Consumatorilor din România. Cine este pentru? Iași, Capitala Consumatorilor din România. Cine este pentru? 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cine se abține? Cine se abține? Niciun vot abține. Cine este împotriva acestui amendament? Stimate domnul Nicolau, domnul Timofciuc, domnul Anastasie, nu v-am văzut votul și nu știu ce să consemnez pe acest amendament. Păi, amendamentul acesta, nu ați ridicat mâna, de aceea nu ați votat. A. Domnul Nicolau, pentru? Pentru. Reiau, cine este pentru? Grupul USR? Domnul, ok, toată lumea a votat pentru. Nu ați ridicat mâna, de aceea am mulțumesc. Supun la vot proiectul C1 privind proiectul de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor care încep în lunile martie-aprilie 2022 cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? 8, 9, 10, 11, 13 voturi pentru. Abțineri. 1, 2, 3, 4 abțineri. Voturi împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voturi împotrivă. Astfel sunt 13 voturi pentru, 4 plus 6, nu? Da, 23 proiectul. Proiectul nu a fost aprobat fiindcă nu sunt 14 proiecte, nu sunt 14 voturi, asta înseamnă, menționăm faptul că doamna Chiticariu, doamna Carcea, domnul Dalvan și doamna Tăutu
Fiindcă îmi spune doamna secretar faptul că acest proiect presupune alocarea de fonduri, nu poate fi aprobat decât cu o majoritate simplă. Simplă absolută, 14 voturi. Astfel că proiectul a fost respins, nu știu ce, în totalitatea sa. Bun, mulțumesc.